2. Hai că să se aude. Bună dimineața, suntem într-o situație nemai văzută, nemai auzită. Doamne. Ce se întâmplă? Domnul Morar nu poate să ajungă dimineața asta și noi nu știm cu butoanele. Suntem 4 oameni în studio. Tea Teodorescu, Emma, eu suntem Emma, Emma care e la butoane dimineața asta. Da. Zic, băi, măcar să intre la butoane unul care are carnet de șofer. Vezi, dă muzica mai jos ca să ne... Hai mă că ne descurcăm. Mai. Ce se întâmplă? Am chemat un băiat, vine un băiat imediat, dar n-a auzit ceasul. Că Mihai a dat mesaj aseară lui Emil. Emil, du-te tu în locul meu la radio. A apărut că... și jingle-ul? Ce? Nu mai băga mă jingle-uri. Vorbim așa, ne... după aia pe blanc. Da. Și vine băiatul și după aia o să ne auzim în condiții mega, mega mișto. Mă, noi chiar suntem în direct, eu da, am ești în direct. Ai făcut o treabă. Doamne. Doamne, să-ți mărească Dumnezeu salariul, că... Deci Emma este la butoane în momentul ăsta. Vai. Și ce se aude? Se aude bine. Se aude o muzică și noi. Dar telefoane în direct putem să băgăm? Nu. No. Dacă e un băiat care merge pe DN1 și trece prin fața radioului și se pricepe la butoane, un DJ, domne. Da. Care poate vine de la o nuntă, cine poate vine de la o chermeză sau se duce către Sinaia, că na, vorba e weekend și or fi party-uri, să vină să ne ajute și pe noi. Da, aici, mai buchisește Robert aici, eu zic. Robert, că... e bine? E... Telefoane în direct nu putem lua? Asta nu știu. A? Asta nu știu. Butonul apasă-mă pe toate butoanele. Da, mă, nu apasă-mi, stai. Ce face acest buton? Da. Băi, mă simt ciudat aici, că nu știu da, ce să fac. Da, că e bine. E bine, da? Avem știri cu Tea Teodorescu, bună dimineața, Tea. Ce ai, mă, cum dau știrile fără fond? Da, așa ca la, ca și cum ai fi în probe, știi? Le comentăm? Da, le comentăm. Bine, hai, bine. Ia.